Vedeți, dumneavoastră, noi armenii trăim împreună cu morții noștri. Pentru noi memoria nu e partea trecutului. Și ar fi foarte bine când spun noi, pentru noi armenii, vreau să spun asta și pentru noi românii. Aș vrea să, ca pentru noi românii memoria să nu fie a trecutului. Să fie în prezent împreună cu noi, pentru că numai invocând lucrurile care s-au întâmplat, putem să le înțelegem, numai redeschizând rănile putem să le vindecăm, astfel încât să înlăturăm neliniștele de care vorbea Constantin Noica ale sufletului românesc. Sufletul românesc este bântuit, să știți. Există multe traume pe care le ducem cu noi și care izbucnesc temircând. Uneori e nevoie un fleac ca să redeschidă o rană pe care noi o credeam închisă. Noi prea mult am uitat și prea puțin am iertat. Uneori am răzbunat. Uitarea înseamnă indiferență, să știți. Uitarea e o iluzie. Ai impresia că dacă uiți, lucrurile rămân acolo. Nu e adevărat. Lucrurile întotdeauna se repetă, într-un fel sau altul. Pentru că istoria omenirii e o spirală. Răzbunarea e cea mai rea. Pentru că niciodată când te gândești că răscumperi sângele alor tăi, vărsând sângele altora, nu realizezi o egalitate corectă. Pentru că nu există o aritmetică a sângelui. Nu poți să știi câte picături ale dușmanului valorează cât picăturile alor tăi. Și niciodată când deschizi o rană, nu vindeci alta. Răzbunarea multiplică și nu diminuează suferința. Și nimeni niciodată n-a reușit prin răzbunare să vindeci. Iertarea, într-adevăr, iertarea este cea mai responsabilă. Dar știi ce greu e să ierți ceea ce e de neiertat? Îți trebuie multă înțelepciune pentru asta. Și mai ales trebuie să, repet, să fie cineva care să-și asume. De pildă evrei, chiar dacă unii nici până azi n-au iertat, evreii au iertat pe nemți. De ce? Pentru că Willy Brandt s-a genunchiat în fața ghetoului de la Varșovia și nemții au dovedit că și-au asumat faptele. Vă imaginați, mergi în Berlin și pe Caldarâm din când în când vezi câte o piatră galbenă. În casa aia a stat cineva care a fost omorât de nemți. Cum ar fi să merg eu în Constantinopol? Pot să merg la Erzărum, unde erau bunicii mei, și să găsesc în fața unui loc o piatră galbenă care să arate că acolo au murit fratele bunicului, cele două surori, părinții, bunici. Sau noi, românii, să punem câte o piatră unde frații Paragină și cu capitanul Timaru în Vrancea, care știți ce au făcut? Asta o spun pentru tinerii care ne urmăresc. În momentul în care comuniștii luau pământurile oamenilor, ei au luat Hrisovo, prin care Ștefan cel Mare îi împroprietărea pe Râzești și l-au ascuns în munți, gândindu-se că atunci când or să vină americanii, ei or să iasă cu Hrisoavele și o să-și iau oamenii pământul înapoi. Ei nu știau că pe americani interesa mai mult Cuba decât România și ei au sfârșit fie în închisori, fie împușcați. Dar și toți oamenii aceștia trebuie să facă parte dintr-un sanctuar. Noi când învățăm la școală de Ana lui Manole, ar trebui să învățăm și de Raluca Solojan. Elevă la liceu Hajdău, care a murit împușcată în abdomen, ducând mâncare iubitului ei, care era soldat la Academia Militară. Între Ana lui Manole, care a dus mâncare iubitului ei și care a murit fără să-și asume moarte, și această fetiță de 17 ani, nu nicio diferență. Când învață fetele la școala de Ana lui Manole, trebuie undeva de desubt să scrie de Raluca Solojan. Și să-i pun și poza. Că poate printre poza cu Madonna sau cu Simona Halep, pun și o poză din asta și atunci o fată are altă responsabilitate în viață când știe că fetița asta a murit în locul ei, că ea să trăiască în locul fetei. Sunt foarte mulți astfel de atâtea efigii pe care noi le ignorăm și pentru că le ignorăm, ele ne călăuzesc, că ele sunt bune și îngăduitoare cu noi. Că altfel n-ar fi murit pentru noi. Dar ar fi mai bine să ne țină de mână și noi să simțim asta. Deci cărțile mele au această dedicație către români, de a continua să scrie cărțile mele cu viețile lor.